exact care e publicul nostru, pentru că nu știu dacă avem un public țintă. N-am avut niciodată un public țintă, efectiv, și din cauza asta suntem așa mai relaxați vis-a-vis de publicul nostru, de pe YouTube, de pe Facebook. Sper că sunteți din nou online sau dacă nu, tocmai ați făcut duș și nu știți ce să faceți înainte să vă culcați și vedeți această emisiune înainte de a vă culca, o să aveți vise frumoase, pentru că noi nu vorbim despre mizerii, despre coșmaruri, vorbim despre lucruri line și senine. Astăzi cu Antonia Ionescu alături de noi, actriță a teatrului Tony Bulandra din Târgoviște și în același timp actriță independentă. Îmi place, îți place. Îmi place asta, da. Bun. Ce faci, Antonia? Bine, uite, mă bucur că sunt aici. Bucuri? Chiar te bucuri? Chiar nu te bucur. Sigur? Nu te bucur, nu, e stresată. Și te-a recunosc și mai devreme că am emoții. Cum o să ai emoții, mă, după atâta timp? Tot de... Timp, serios? Orice fac, la orice spectacol, la orice prezentare, la orice... Am emoții. Da? Da. Bine, ci că e bine. Demrădulescu zicea că dacă n-ai emoții, du-te acasă. Serios? Da. Adică mi-a plăcut foarte tare chestia asta, știi, cu Dem care zicea fix. Știi că devine chinuitor la un moment dat, adică te aștepți să... Să crești. Să te obișnuiești, să te călești, să zici, știu ce am de făcut. Never o neliniște apare întotdeauna. Așa e. Aici avantajul este că nu avem un text fix. Că, uite, de exemplu, eu pot să-i zic acum lui Șerban, dă și tu pe Chopin puțin mai încet, știi, și nu are nimeni, adică, înțelegi? Dă-o pe Antonio un pic mai tare dacă poți. Adică, pentru că nu e ca și când în momentul ăsta stă Cnutul lui Ceaușescu deasupra capului nostru că nu am zis textul corect. Cred că ăsta e avantajul online-ului. Stăteam și mă gândeam, știi? Da. Transformă momentele mai dificile în momente firești. Nu e așa? Asta da. E, de fapt, cheia. Da. Ce faci, mă, Toni? Bine, mă bucur să te revăd. Cum merge vara? Vara a mers bine, m-am bucurat de vacanță. Acum vine toamna cu toate ale ei. Nu e așa? Da. Proiecte noi, cu repetiții noi, cu drumuri noi. Cu teatru care încearcă să se lupte mai departe în pofida situațiilor economice și medicale. Da, și reușește să treacă. E vitregit săracul teatru. A fost întotdeauna de altfel. Cred că suntem, nu de fapt, și cei mai adaptabili. El. Tocmai din cauza asta ne-am adaptat mult mai ușor. Păi, nu? În definitiv. Știu că pe voi și pe voi v-au pus la muncă în perioada de carantină ca să justificați salariul și angajamentul. Sigur. Și au ieșit o grămadă de proiecte la care nu se aștepta nimeni, oricum peste tot. Da, cred că a avut și o parte bună toată povestea asta, care părea destul de neclară la început. Că pornind de la tot felul de rapoarte de muncă la domiciliu și așa, stând tu cu tine și forțându-te să creezi ceva în sufrageria proprie, când te aștepți mai puțin, apar idei. Care de multe ori se întâmplă să fie, dacă au susținere, să aibă și un rod bun. Asta e mișto. Asta e mișto pentru că publicul are nevoie de chestia asta. Și când zic publicul, mă refer inclusiv și la noi, că, în definitiv, de multe ori noi suntem public pentru colegii noștri. De multe ori ar fi bine să fie chiar de mult mai multe ori decât facem asta, pentru că, na, așa se creează, în definitiv, o breazlă știind ce fac ceilalți. Dacă nu știi ce fac ceilalți, sigur, ce faci tu la tine acasă și atât, și nu te uiți la ce au făcut alții la ei acasă, sigur, e necesară transparența asta, absolut. Știi? Și cumva... Absolut. Cred că ne-au relaxat activitățile astea. Treptat, ne-au învățat să ne relaxăm și mai mult. Da, și mai mult decât că ne-au relaxat, cred că ne-au obligat să ne învățăm cu o altă metodă de lucru. Cu care actorul, să fim serios, nu este obișnuit să facă filmulețe pentru Facebook. Da, corect. Nu cred că este ceva rău să te străduiești, să scoți din forma asta de a lucra un produs calitativ. Da, corect. Da, pentru că, uite, mă gândeam la asta, la formă. Mă așteptam, sincer, la un moment dat, ca TikTok-ul să fie invadat de actori. Adică să fie oamenii care, nu-i așa, cu asta se ocupă, să facă și content pentru TikTok. De fapt,
proporția din ce am văzut eu până acum este invers. Marea majoritate a oamenilor care nu au nicio treabă cu așa ceva au început să creeze content și unul destul de valoros pe alocuri în domeniile fiecăruia. În sensul că urmăresc o duduie din Australia care și-a luat licența în artă renascentistă pe pictura lui Giotto și care face niște filmulețe pe TikTok, sunt fascinante, tocmai și prin scurt, că sunt scurte, dar și prin calitatea lor. A reușit să-și, zice și el la un moment dat, toate fricile și toate temerile vis-a-vis de părerile altora despre ce face ea și să lucreze la ce content livrează și le-a depășit. Uite, vezi, aici cred că este o mică hibă a preslei noastre. Mm-hmm. Părerile și criticile celor din jur. Din jur. Aia e. Da. Avem așa, cum să zic, darul de a ne... De a băga băță prin gard când... Da, e adevărat. Că altul nu... Cum să zic, a încercat și n-a reușit sau ce a reușit n-a fost chiar la nivelul așteptărilor noastre. Corect. Și poate că nici, poate și din cauza asta nu... Nu s-a încercat mai mult sau nu s-a dus până la capăt ce s-a încercat. Așa e. Am niște prieteni care lucrează la un teatru de păpuși din Alba Iulia, de copii, și obligați de context au făcut niște spectacole online pentru copii absolut superbe, adică care pot sta lângă orice alt spectacol. Și sigur, e o formulă facilă de a spune copilul, uite-te la teatru, nu se poate merge în sala, de teatru. Acum, dar poți să te uiți la teatru în formatul ăsta. Da. Și într-adevăr e un content realizat de artiști, de oameni care sunt specializați în așa ceva. Și asta contează foarte tare, știi? Că ai totuși o conexiune constantă cu profesioniști din domeniu. Adică vezi produsele unor profesioniști. Asta apropo de breaslă și de faptul că ne băgăm noi bățul prin gard, într-adevăr e o chestie, hai să zicem, un byproduct al faptului că, în definitiv, teatru, spectacolul, filmul sunt niște lucruri foarte expuse care încearcă să balanceze două lucruri care se opun, și anume ideea de celebritate și ideea de calitate artistică. Nu sunt neapărat compatibile. Celebritățile nu creează neapărat content artistic de calitate superioară, iar cei care creează content, că tot ziceam mai devreme, nu sunt neapărat toți artiști. Adică e greu să le balancezi pe astea două. Da. E foarte greu cumva, dacă stau să mă gândesc și la ce am văzut de-a lungul timpului. Am văzut spectacole de teatru, îți și povesteam la un moment dat, unele de teatru performativ, adică zona de circ și teatru, da? Adică exista și text, dar exista și foarte multă acrobație. Lucru pe care nu suntem capabili cu toții să-l facem, hai să fim onești, da? Dar lucrurile respective nu erau atât de cunoscute. De aia, cumva, în momentul în care interacționam cu ele, mi se părea, unde a fost ascunsă chestia asta? E, chestia aia n-a avut suficient de multă publicitate, n-a avut suficient de multă vizibilitate și a rămas într-un cont de umbră. De ce? Pentru că există o cantitate limitată de atenție. Știi? Adică și noi, acum cu emisiunea asta, în definitiv, e o emisiune de o oră. Eu personal, dacă mă întreb pe mine cum m-aș uita la emisiunea asta, eu m-aș uita la emisiunea asta pe viteză dublă pe YouTube. Înțelegi? Pentru că am ajuns la nivelul ăla de nerăbdare și de capacitate de a fi atent. Știi, uneori aproape când îmi reproșez de ce nu vorbesc mai repede ca oamenii să primească informații mai multă într-un timp mai condensat. Dar eu sunt doar un sector, un segment din publicul posibil al acestei emisiuni, știi? Unii preferă tocmai lentoarea și plăcerea de a asculta o emisiune de radio pe care noi am trăit-o când eram mici cu teatrul radiofonic. Știi că vorbeam de situația aia. Pe mine, teatrul radiofonic și discurile pentru povești pentru copii pe care le ascultam în loop, așa zile întregi. Da. Mi-au deschis ochii spre meseria asta și dorința de a merge mai departe pe drumul ăsta. Da. Erau fabuloase, pentru că se simțea investiția de calitate și de atenție în produsele respective. Da. Adică mi-a venit fix acum povestea cu bucle de aur. Nu știu dacă o știi, era o povestioară scurtă cu o mamă care își dorea ca fetița ei cu bucle de aur să aibă părul de aur. Deci bucle de aur pentru mine a fost așa o bucurie și o revelație. Nu, ți s-a ridicat părul, deci o chestie. Știi că își dorea așa de tare mama să aibă fetița bucle reale de aur și ursitoarea a zis,
da, da, e complicat, ești sigură că asta vrei, da. Și copilul era trist și era greu și nu se putea ridica de pe perna pentru că buclele erau prea grele și n-avea voie să îi le taie niciodată. Adică... Da, uite, vezi, atunci lucrurile astea nu erau privite ca fiind, cum să zic, să nu... ca fiind mai puțin onorabil de pentru meseria asta. Da, așa e. Erau un segment, un sector din meseria pe care o făceau actorii, care includea și teatru radiofonic, și înregistrări, și filmele, și emisiunile, da, 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 tot, tot. Trageți un pic cablul ăla, să nu-l lovești de microfon. Atât se poate. Că în momentul în care îl lovești de chestia aia sau de pâc-pâc-pâcul ăla. Am auzit, da. Uite, a venit eu. Opa, opa. Așa. Opa, a găsit o soluție. Întorci căștile pe partea elaltă. Uite că am rezolvat-o și pe asta. Vezi, ți-am zis că există această flexibilitate la noi. Asta e frumusețea. Și ideea e acum, că nu știu dacă ți-am povestit până acum, în momentul în care am mai lucrat cu studenți la actorie și eu băteam monedă pe treaba asta că sunt segmente ale acestei meserii care trebuie privite la același nivel. La același nivel. Că e o reclamă, că e un serial, că e un film, că e orice formulă, că e un audiobook, că acum e chestia asta, trebuie privit la același nivel de performanță. Nu e un dublaj la desene animate mai puțin important. Mai fac un ciubuc, nu e doar să... un ciubuc, nu. Este nu. Tot tu. Ești tot tu. Eu am chestia asta cu, apropo de lecții de viață, știi că e acel celebru serial în care jucăm cu toții de pe toată planeta, da? Toți actorii români joacă în el, în care nu există o cursivitate, tu nu ai un personaj pe toată durata serialului, e un episod și în episodul respectiv joci ceva și poate mai joci un alt episod, alt rol, adică cu totul și cu totul altceva. Dar n-o să uit, mâncam ceva într-un restaurant și s-au îmbărbătat între ele două surori de vreo 12-13 ani să vină să ne întrebe dacă am jucat în lecții de viață. Înțelegi? Că vreau să ne iau autograful. Dar pentru ele conta. Știi, într-un fel, în prima fază era aoleo, dar nu, face parte din faptul că ele au consumat acel content, acel produs, le-a plăcut suficient, le-a dat ce aveau nevoie, că noi nu avem de unde să știm ce ai nevoie din produsul ăla, tu ca și consumator. Că eu merg la Richard al III-lea ca să-l văd pe Marius Manole, eu personal, Alexandru Unguru, și vreau să-l văd pe Marius făcând rolul ăla. Dar altul se duce să descopere Richard al III-lea, piesa lui Shakespeare. Nu e nicio treabă, poate nici nu știe cine e Marius Manole, poate vine vorba unui prof de-al nostru pentru prima dată la teatru. Știi? Și el va pleca cu povestea aia lui Shakespeare. Eu care știu povestea și deja o răs știu, mă uit la altceva. Adică fiecare dintre noi vom lua altceva din chestiile astea. Da, de asta cred că este necesar să este imperios necesar. Să stratezi meseria asta cu respect, indiferent ce ai de făcut. Indiferent, adică nu poți, cum să zic, să investești dacă, nu știu, ești într-un proiect care are un buget mai mic sau să zici, aici dau mai așa. Da, dau mai puțin în funcție de buget. Nu merge. Investezi mai puțin. Da, că, da. Exact. Ține până la urmă de igiena personală, știi? Și de felul în care te raportezi tu, pentru că dacă te obișnuiești să faci chestia asta, știi, eu am auzit o vorbă odată. Eram studentă sau terminasem de curând facultatea. Și mi-a zis cineva, zice, fii atentă, niciodată să nu te urci pe scenă, cred că ție ți-am mai povestit. Îmi place să o spun, mi se pare foarte, foarte important, așa, ca e ca o mantră pe care ar trebui să o... zice, niciodată să nu te urci pe scenă arogant și plin de tine, pentru că nu știi niciodată când prin ochii, dacă... prin ochii unui copil care se află în sală, nu cumva te privește Dumnezeu? Și niciodată să nu te urci pe scenă lipsit de chef și de dorință, pentru că nu știi niciodată când în sală s-ar putea să fie cineva care vede teatru pentru ultima oară. Da, chiar ți se ridică pur pe tine. Știi? Cred că acolo ar trebui să lucrăm. Un pic. Așa e. Când zici, doamne, n-am chef. Independent, teatru independent. Ce? Mă duc să... Indiferent că sunt 2, că sunt 200, că sunt 20, tu
arată-te în fața lor la fel de fiecare dată. Sigur că e greu, că uneori intervin. Tot felul de probleme personale colaterale. Dar e ca și când ne suspendăm. Adică e, spectacolul de teatru are darul ăsta de a suspenda timpul. Observa că îi scoate pe toți implicați în afara timpului la propriu, apropo de replica aia de acolo cu în afara timpului, da, dintr-o piesă, îi scoate în afara timpului și le dă răgaz. Da. Iată răgazul ăsta, da, în care dacă am ieșit din scenă, nu mă duc la serviciu, o să intru din nou în scenă, dacă am ieșit din scenă, urmează să mă mai întorc din punctul tău de vedere public, că nu știi când voi veni din nou, și aici suntem noi, într-o bulă suspendată a realității, în care facem acest schimb de emoție. Și hai să fim onești, suntem foarte norocoși că avem, că Dumnezeu ne-a dat șansa să experimentăm asta. Așa e, chiar că suntem norocoși. Eu când am stat acasă, când am fost în concediu de maternitate, mi-am dat seama ce îmi lipsea și nu, sigur că la nivel general aș putea spune că îmi lipsea contactul cu publicul, că nu îmi lipsea spațiu în care să-mi pot exprima niște emoții care se adunau în mine și se adunau și se adunau și n-aveam timp acasă sau, cum să zic, nu mi se părea necesar să mă apuc să plâng în fața copiilor sau să... Corect. E, acolo, în lumea aia a mea pe care, cum să zic, mi-am construit-o și mi-am... pot să fac asta. E aproape terapeutic. Da, e terapeutic. Poate că sună ciudat ce spun, dar este o formă de eliberare și de redescoperire și de lucru cu tine, cu interiorul tău, extraordinar. Așa pe e. Care noi avem ocazia să-l experimentăm. Să-l experimentăm așa și constant. Și constant, adică și să mai fii și plătiți pentru asta. Pentru asta, exact. Mai și acest avantaj, într-adevăr. Mi-am adus aminte acum când ai zis de asta și de art-terapie și de teatru-terapie, terapia prin teatru, care sunt niște formule noi, destul de noi, dacă stăm să ne gândim că civilizația noastră are nu știu câte sute de mii de ani, da, din Australopitec încoace, formele astea de terapie prin teatru sunt noi, 60 de ani, 50 de ani, dar sunt eficiente. Sunt mult mai reale, mai concrete, mai intime, tocmai prin fluiditatea pe care ți-o dă punerea în scenă a unei traume. Știi, adică sunt niște lucruri fantastice acolo și cumva asta mi s-a legat în cap de ce zicea Gurdjieff. Gurdjieff, gagiu ăsta din Turcia de acum 100 de ani, care ajunsese la un moment dat un mare maestru din ăsta. Oamenii l-au interpretat destul de greșit de multe ori. El își zicea profesor de dans. În sensul că îi învăța pe enoriașii ăștia lui într-un fel, că prin dansul respectiv se puteau elibera într-adevăr. Și el zice la un moment dat într-una din cărticelele lui că, cărticioaiele lui, ce cărticele tative, vă induc în eroare, sunt niște monștri. Dar zice la un moment dat că dezideratul ființei umane este să ajungă actor și să-și vadă existența așa. Noi trăim, de fapt, ca niște actori de când ne naștem. Odată ce începem să interpretăm relațiile cu ceilalți, noi jucăm teatru. Noi jucăm un teatru și frumusețea este să constatăm din mers cât jucăm teatru și pentru cine. Cât joc teatru pentru liftiera de la magazinul Victoria? Că joc. Că intru și mă comport, îmi asum un rol, îmi asum o postură, o poziție. Pe care societatea o acceptă și eu, nu? Și jucăm acest rol. Și odată ce constatăm chestia asta, abia de acolo încolo, zice el, putem într-adevăr să spunem că trăim, ne trezim. Ne trezim pentru că altfel e un automatism. Știi? Asta zice el, că hai să ne trezim. Că de fapt dormim, că marea majoritatea oamenilor dorm. Și nouă ni se întâmplă de foarte multe ori. Nu te duci, bași cartela la metrou, cobori la metrou, ești cu treaba ta, ești în mintea ta și tu de fapt dormi. Tu tot dormi, tu faci automatism și la un moment dat se întâmplă ceva și te trezește. Uh-huh. Am intrat chiar recent, apropo de asta cu metrou, am intrat la Romană în metrou și metrou a luat-o în direcția cealaltă. Și am constatat că m-am trezit. Abia la Romană. Deja plecasem de acasă de vreo oră, adică, dar eu tot dormeam. Pentru că metrou a luat-o în direcția cealaltă. Și atunci, în momentul ăla, m-am trezit și eram... Și ce se schimbat... întâmplă? Da, te-a zguduit. Și era, de fapt, se întâmplase foc metrou pe linia cealaltă și toți veniseră în acel metrou care o lua înapoi și abia la universitate puteai să schimbi. Deci era o complicăciune. Dar m-a făcut prezent. Și pentru prima dată n-am luat-o ca pe ceva tragic, că să întârzi nu știu unde, ci ca pe... Ah, stai, uite, realitatea e și altfel. Metrou poate să meargă și în partea cealaltă.
nu o ia mereu în direcția în care mă așteptam eu. Hai să vedem ce se face de aici încolo. Știi, cum acționezi după ce te trezești? Știi? Cum faci? Poți să fii sincer într-un proiect? Da. Mi se pare un lucru, apropo de teatru, intri în proiect și proiectul nu e pentru tine și tu simți. Zi nu, poți să zici nu, atunci te-ai trezit. Nu poți să zici nu și înghiți, e, dacă înghiți, se întâmplă chestia, te umfli. Știi că mai vorbeam noi despre instinctul ăla pe care vocea aia interioară care îți spune nu. Nu e cazul. Nu e chimie. Dar cred că meseria asta ține foarte mult de chimie și pe asta o simți de la prima întâlnire. Prima întâlnire cu un director, cu un regizor, cu un... Cu text. Și trebuie text. Să înveți să ai încredere, să asculți. Da, să-ți asculți acolo... instinctul, da. Da. Și să zici fără niciun soi de second thoughts, de gânduri parazite, să zici, nu, că nu o să refuz acum, că ce o să se zică și ce o să creadă ăștia dacă eu refuz. Și dacă eu refuz, o să zică că eu sunt arogant și că, cum, adică, uite, a refuzat proiectul. Dar oare când încetăm să mai ascultăm vocea asta? În școală, mai târziu, înainte de școală? Cred că sunt multe care se întâmplă în timpul școlii, în definitiv. În aia 12 ani, 13 ani deja acum, nu? Că e clasa 0, what the hell, trebuie să o numărăm și pe aia. Deci sunt 13 ani de școală în care treptat autoritatea trece de la învățătoare și educatoare, copilul fiind mic cumva și crezând în ea, crede în ea, după care progresiv nu mai crede în profesori, începe să creadă în colegi, știi, și trece la o chestie de nivel legal. Aici intră școala, din punctul meu de vedere, zona de școală generală și început de liceu, când tinerii și copiii și adolescenții sunt mult mai atenți la ce zic ceilalți despre prof decât la ce cred ei despre prof. Și dacă în grup e unul mai autoritar sau unul mai vocal care zice ăla e un prof de căcat, ăla poate să fie un prof bun. Dar deja eu îl ascult pe ăla mai degrabă decât să-mi formez eu o părere. Și uite, aici începi să pierzi contactul cu instinct. Citam de une zi o chestie despre copii și despre cum se formează, că în momentul în care, sigur că ei văd părinții, văd autoritatea, profesorul, educatorul, ca fiind adevărul suprem, care n-are cum să greșească. Da, el e mic și se uită de jos la acest Dumnezeu care le știe pe toate. Și în mintea, în sufletul lui, nu-l poate asocia cu noțiunea de greșeală. Corect. Și totuși, când greșeala apare la cel din fața lui, la părinte, la bunic, la ce-o fi, el nu-și pune... Apare vocea asta interioară de care spuneam, instinctul ăsta, că acolo s-a întâmplat ceva care nu este în concordanță cu... Imaginea anterioară. Dar gândul nu este că ăla a greșit, pentru că ăla n-are cum să greșească. Deci dacă ăla n-a greșit, Eu am greșit. Și așa ne formăm și cum se ne lipsește și încrederea, și încrederea în noi, și în instinct, și în, cum să zic, în tot ce ne pare că este așa cum crezi și de fapt vine adultul și spune... Da, da. Nu e așa. Da, și asta, vezi că ajungem la maturitate să zicem, dar de unde se trage oare? Da. Da, și la maturitate să fim dependenți de o figură autoritară. Dependenți la propriu de o figură autoritară. Cineva care să ne spună ce să. Se întâmplă asta inclusiv în relațiile de cuplu. Sigur că adică, indiferent dacă e bărbatul sau femeia, unul dintre ei își asumă rolul patern sau matern și celălalt se subsumează. În toate relațiile, adică toate. Marea majoritate sunt bazate pe proiecții. Pe proiecții. Exact. În loc să fie o zonă de parteneriat, care e mult mai sănătoasă, în care amândoi greșim, știi? Că amândoi greșim și amândoi avem dreptate, de multe ori. Pentru că e o chestie de luptă între aceste... Cine are dreptate? Cine deține adevărul? Nu prea aici se pune problema așa. Pentru că din punctul meu de vedere, știi cum era exemplul ăla de iluzie optică? Dacă ai un cilindru, în momentul ăsta, tu vezi cercul și eu dacă mă uit din partea asta văd un pătrat. Și tu zici, e un cerc, și eu zic, e un pătrat. Și amândoi avem dreptate, dar de fapt e un cilindru. Da. Și noi vedem proiecții diferite ale aceluiași lucru. Adică e atât de simplu de dat un exemplu, cum punctul de vedere face ca adevărul să fie fluid. Așa e. E atât de simplu, știi?
Da, și în definitiv ni se întâmplă asta și pe scenă, pentru că tu ești pe scenă și regizorul e în sală și evident că punctul lui de vedere este altul, pentru că e în alt loc. Și atunci, evident că nu trebuie neapărat tot timpul să fie de acord cu tine și nici tu cu el. Și aici, știi, dacă ar exista o atitudine mai constructivă, lucrurile pot evolua mai bine. Dar uneori o ținem cu dreptate, știi? Fâlfâim standardul dreptății. Da. E o chestie. Dar uite, vezi, apropo că tot am vorbit și cu oameni din generația noastră, celebra generație 2006, doamnelor și domnilor, generația 1TC2006 pentru noastră aici la microfoane. Chiar celebră. Celebră, celebră, să știi, cu toate apucăturile și cumva o societate în mic, pentru că noi am fost o societate în mic, noi acolo. Da. În felul nostru, pe urmă am învățat lucrul ăsta despre societatea în mic, am avut norocul, eu asta zic, și asta am simțit de fiecare dată. Că am avut o baftă fantastică lucrând mai departe cu studenții, că am putut să identific în ei ce crezi că am identificat. Am identificat pe fiecare dintre noi, mă. Și mă uitam și ziceam, Dumnezeule, uite-l pe Cuzin, uite-l pe Lăză, știi? Uite-o pe Monica, uite-o pe, știi? Adică uite-o pe Lili, uite-i. Da, oare asta e intenționat? Adică ne bag în facultatea asta pe tipologie sau cred că în prima fază e un instinct de a face o mică societate, de a crea o societate atunci când admiți oameni într-un grup mare, oricât de mare ar fi. Noi eram cât 40-50 de oameni, acum sunt vreo 70, înainte erau mai puțini. Dar ideea e să creezi dinamici posibile între oameni. Am ajuns dacă 40 da. Studenți la actorie, ni se par puțini. Da, ni se par puțini. Groaznic. Era o cohortă. Nu s-o niciodată când am zis chestia. Vă mulțumesc că ne-ați scos 47 și am coborât de pe scenă. Da. Și s-a lăsat liniștea la Casandra. 47 am fost. Eu știam că eram al 46-lea sau al 47-lea. Adică acolo, știi? Știam că al câtelea sunt. Ideea a fost că văzându-i așa și văzând microsocietățile astea, am avut în 2006 spre 2007, când eram prima dată asistent, că mi-am adus aminte că în primul an de facultate colegii mei de liceu au insistat să mergem să o vedem pe doamna învățătoare. Eu nu mai văzusem pe doamna învățătoare de mulți ani. Și am mers la școala unde preda doamna învățătoare, mai avea o ultimă generație și ieșea la pensie. Și în banca a doua de pe mijloc era un băiat care eram eu. În clasa întâi. În momentul ăla am avut efectiv ceea ce am citit prin cărți, că se cheamă epifanie și moment din ăla de... Nu o să ai niciodată imaginea. Am intrat în clasa aia, erau toți brotaci ăștia de clasa întâi, cu minți, speriați, uniformizați, băgați în uniformele lor și așa. Doamna învățătoare, care era la fel, nu se schimbase deloc. Iar eu eram în banca a doua. Eram fix acolo. A fost foarte șocant. Semăna cu mine când eram mic. Avea același păr, aceeași privire. M-a rupt. Și mi-am adus aminte de chestia asta, deși trecusem peste, abia când i-am văzut eu pe studenți și ne-am văzut pe noi toți. Acolo, la 306, toți băgați așa. Și eram ok. Deci ceva s-a întâmplat în aia 4 ani de zile, de care noi nu eram complet conștienți, nu eram suficient de treji. Și de acolo am început să ne construim cum o să fim noi în viitor și cum o să trăim noi în această societate. Din momentele alea în care nu eram conștienți, Antonia, că eu mi-aduc aminte foarte clar că nu eram. Majoritatea eram fresh de pe băncile liceului. Eram... Sigur, nici nu știam pe unde călcăm. Dumnezeule, mi-era și frică. Nu știam bine cum ne cheamă. Absolut. Și oricât de curajoși erau unii și ei aveau încă acel curaj adolescentin, știi? Adică lipsit de responsabilități și fac, orice-o fi și aia e. Ceilalți eram temători, adică eu mă bag așa în categoria lor care nu vreau să lucreze, știi? Nu, mai bine nu lucrez azi, lucrez mâine. Să văd cum. Da, să văd cum merge treaba, măcar un pic să-mi fac o idee, știi? Mă arunc așa pur și simplu. Și microsocietățile astea trebuie gestionate ca atare. Acest mic tribul colegilor de generală, tribul colegilor de liceu, tribul colegilor de la facultate. Noi am avut avantajul la actorie că nu aveam efectiv acele bănci.
Da? Băncile care sunt acum blamate, e internetul plin de chestia asta, dacă n-ați văzut până acum sunteți niște fericiți, dar cred că sunt o grămadă de meme-uri și de tot felul de podcast-uri și de podchestii în care se discută despre faptul că învățământul standardizat a apărut în secolul XIX pentru a crea muncitori pentru societatea capitalistă și așa mai departe. Era normal, era un instinct de conservare a unor acțiuni, nu? El, ăla de la fabrică avea nevoie de muncitori. Nu avea nevoie de muncitori cretini necalificați, ci muncitori medii, blue collar, white collar și așa mai departe. Și atunci ăștia ne-au lăsat așa, cu băncile. Dar pe urmă noi la actorii nu mai aveam bănci. Ceea ce a fost nemaipomenit. Nemaipomenit. Pentru că ori eram pe cerc, ori eram într-un grup, ori făceam pe lucruri... Pe gradene. Și atunci lucrurile s-au schimbat. S-a schimbat raportarea. Nu mai exista nimeni în spatele clasei. Nu mai era nimeni în prima bancă. Nu mai exista chestia asta. Nu mai exista du-te acolo și stai tu singur în ultima bancă, că ai vorbit în stânga. Știi, lucrurile care de fapt... refăcute, repetate atâția ani, creează niște fixe. Da, și sigur, noi am avut o facultate atipică. Eu am, după ce am terminat teatru, am încercat să fac și o a doua facultate, mă rog, am decis să nu o termin exact din motivul ăsta, pentru că știind ce facultate am terminat și că ne iubeam, că nu ne iubeam, că ne înțelegeam. Era o simbioză acolo pe care... Nu cred că o să o găsești altundeva. Am fost și eu în chestia asta, ce zici tu. Imediat după anul 4 ți-am zis că nu mai vreau să fac actorii deloc și am intrat la masteratul de integrare culturală europeană. Și eram eu și 30 de fete și stăteam toți triști acolo. Da, era groaznic. Stăteam în bancă, așezăm în bancă. Eu de obicei eram aia, pentru că eram mai bătrână dintre ei toți. 18-20 de ani. Mă duceam în spate să nu... Și era o tristețe, adică nu puteai să legi o vorbă, o prietenie, o ceva. Cum se termina ora? Se risipeau capotărnichile? Păi cum să-ți aduci aminte? Și eu am niște... Nu mai am. Tu ai mai multe amintiri decât... Eu recunosc că am ascultat emisiunea ta cu Adela Ida Perjoiu și vorbea de Mommy Brain. Eu am rămas cu Mommy Brain. Cu Mommy Brain. Da, nu mai am amintiri din facultate foarte multe, dar alea pe care le am sunt nemaipomenite. Adică nu stăteam în bancă triști, plecam fiecare încotro, fără să știm unii de alții. Așa e. Și se sesiza. Adică în momentul în care aveai o ceva pe suflet, era ușor de sesizat. Și nu se putea trece peste. Înțelegi ce? Ți-aduce aminte situațiile alea în care aveam de refăcut o scenă. Ok, eram în starea de refacere, anul 2 sau anul 3. Scena fusese făcută bine. Cum reușim să o refacem? Să lăsăm deoparte faptul că astăzi te-a prins controlul pe RATB și ți-a luat 50 de lei și aia e viața, că n-ai reușit să-l faci din vorbe, sau s-a întâmplat ceva acasă sau ai o grijă și tu trebuie să intri în acea nouă poveste pe care ai făcut-o odată bine. Se vedea că asta era frumusețea laboratorului la școală. Se vedea pentru că încă nu reușeam, n-aveam instrumentele necesare să le decuplăm. Veneam cu problemuța la noi. Și când intram în scenă, eram cu problemuțe, eram cruz, știi? Dar tocmai aia frumusețe, ne afecta tot. Și lăsam totul să ne afecteze și aduceam cu noi tot timpul. Învățaserăm să aducem tot timpul realul ăla acolo. Adică au fost niște fapte și niște întâmplări atât de delicate și de speciale. Eram și proaspeți, o prospețime care, iată, acum vezi, pleacă metrou în partea cealaltă și abia asta te... Da, te scoate din adormire și din amorțeală. Confortul ăsta de cotidian. Care... Așa e. Tony, eu aici la TETOX încerc, pentru că noi așa nu reușesc niciodată până la capăt, să folosesc și un chestionar bazat pe chestionarul lui Proust, așa, cu niște întrebări absolut banale, gen ce culori îți plac și nu știu, cât de des faci biluțe de muci, de-astea, știi, adică lucruri mai realiste, așa. Ai mei sau ai copii? Sau ai copii? Ah, bun.
Și încerc să vedem dacă putem să trecem prin niște întrebări de genul ăsta. Asta ca să vă satisfacem niște curiozități dumneavoastră. Vezi, știam că... eu de ce am emoții. Da. Urmează niște întrebări. Ține-mă, Doamne. E ca la Robingo. Știi răspunsul? Nu știu. Antonia, ce e fericirea pentru tine? Ah, ce frumos. Liniște. Liniște. Liniște, da. Lucruri simple și, cum să zic, așezare. Nu e ceva concret, nu pot să-ți dau un exemplu, că-s la mare, că-s la munte, că-s... Oriunde aș fi, cu copiii, să fie tihnă. Tihnă. Da. Uite un cuvânt mișto, tihnă, că e mai mișto decât liniște, e... Da. Parcă are toate nivelele, da, la trag, el, știi? Cum să zic, aer cu toți plămânii... Și să fie acolo în liniște, în tihnă. Da. Mă trezesc din ce în ce mai des cu senzația asta de grabă, mm-hmm, sufletească, de... Mm-hmm. N-apuc să le fac, da, lucruri care... Senzație care pe mine mă nefericește total. Da. E abia când dispare asta și când îmi iau fetița în brațe și băiatul în brațe și seara și ne punem în pat, așa, aia e un moment care, sigur, poate pentru alții nu înseamnă mare lucru. Corect, dar ăla e al tău. Și aia e fericirea, da, tihnei. E mișto. Da, ce tare! Antonia, de ce te temi? De mine. De mine, în primul rând. And that takes balls to say, people. Ați prins-o pe asta în engleză. Adică îți trebuie foarte mult curaj ca să poți să zici una ca asta. Deci, tot respectul și toată stima pentru că ai zis asta. Mi-a luat ceva timp să o înțeleg, uh-huh, să-mi dau seama că uneori cel mai mare dușman al meu sunt chiar eu. Singură îmi pun piedici, singură îmi spun nu, singură îmi spui nu poți. Și de această parte a mea mă tem cel mai tare. Pentru că ne punem frâne. Singur. Ne punem frâne. Ce jocuri îți plăceau când erai mică? În echipă. Pot să spun clar ce joc nu-mi plăcea. Așa spune. Nu-mi plăcea vața ascunsă. Și leapșa. Mie toate jocurile copilăriei astea. Astea, da. Ele amintim standard. Cu drag. Mă chinuia un compozitor. Nu. Eu am fost un copil foarte solitar. Mă jucam foarte mult singură. Bunica mea, părinții mei au lucrat la țară, au fost medici la țară, mă lăsau mult cu bunica mea și ea sigur că mă lăsa afară, dar na, cu grijă, uh-huh, să nu pățești ceva. Și mi-am dat eu seama la 10 ani că singura variantă să ies mai des e să-mi iau un câine. Și mi-am luat un câine de pe stradă, o chestie mică, dar m-am obișnuit foarte mult să-mi petrec timp singură. Uh-huh. Și în casă, mă jucam, ascultam discuri, povești. Poveștile, da. Mm-hmm. Și chiar și afară, mă plimbam cu cățel, nu prea am jocuri de-astea care să... Știu că mă jucam de tot felul de chestii de fetițe, mm-hmm, vânzătoare, profesoare, medici, târziu, prin liceu să-mi dau seama că ce mă fascina la jocurile astea era de fapt faptul că schimbam costumele. Absolut. Rolul, haina. Mm-hmm. Antonia, ce fredonezi în baie? Oh, Doamne! Dar nu fredonez, Alex, am concert. Fredonez, am recitat. Vecinii mei știu foarte bine. Repertoriu. Tot. Ce prind, depinde de starea în care mă... Oh, ai intrat pe subiectul meu. Nici că eu sunt o împătimită a karaoke, vrei Depinde, am repetiții pentru karaoke, de exemplu, în baie, în sub duș, că acolo e... E cel mai bun. Acustica e perfectă. De toate. Ce vrei, de la operă, la... Pop și ce rap. Ce vrei? Superb! Da. Mai intră cât un copil și deschide cap, bagă capul așa prin ea și zice, gata, mama, gata! Stop it! Nu ne mai auzim gândurile. Dar nu mă las. Super, Doamne! Dar să nu te lași. Ai un film care te-a marcat cu adevărat? Da. Nunti muevere. Da, l-am văzut, cred că eram, terminasem
facultatea. L-am văzut întâmplător pe TVR2 într-o seară. Cred că l-am văzut de 50 de ori până acum. De fiecare dată plâng la fel de tare. Da, este filmul care mi-a marcat interiorul. Interiorul, sufletul. Îl recomand. Ce ai visat azi noapte? Am visat oare? Am visat ceva. Nu știu ce am visat azi noapte, dar pot să spun un vis recurent pe care l-am de ani de zile, de mic, cred că de 20 de ani. Visez un val imens care vine spre mine, nu mă atinge niciodată. Eu sunt undeva ori pe o clădire, ori pe o coastă, undeva departe, dar îl văd cum se ridică marea așa și cum se apropie și e negru, e tulbure. Te trezești înainte să vină, înainte să te atingă? Am și eu niște curiozități morbide, îmi pare rău, da. Mai am visul cu liftul, care înțeleg că este liftul, un, e recurent. Care nu mă duce niciodată unde trebuie. Dar te duce undeva. Asta e chestia, nu? Te duce undeva. Ieși din el. Ies din el, dar prinde viteză, urcă foarte mult, mult mai mult decât știu că ar putea. Trebuie să-mi urci un lift. Da. Corect. Ce e bun în teatru? Omul e bun în teatru. Omul. Care, fără de care teatru nu poate fi făcut. Care înseamnă femeia de servici, portar, actor, regizor, director, birouri. Toți. Toți. Așa e. Așa e. Spectator. Teatru nu poate fi făcut fără oameni. Care să ocupe funcții. Oameni pentru oameni. Pentru oameni. Îl facem despre oameni. E la propriu. Despre oameni, cu oameni, pentru oameni. Da. Când minți? Mereu. Ok, ce superstiție ai? Am multe. Serios? Am, da. Stai să mă gândesc. Am una împrumutată când mă pup pe obraz la prag. Cu sarea, dacă vărs sarea. O arunci peste umăr? Întorc paharul. Dacă pierd ceva, întorc paharul și îngă, da. Sunt o babă. Deci, da, you're growing into your old self. Da. Bravo, e bine. E bine că lucrezi la lumea interioară a babei care vei deveni, știi? Adică... Da, nu, da. Ce mai am? Doamne, nu, n-am ritualuri de-astea să mă frec ou roșu în n-ai ziua de Paște. Nu, dar mi-ar plăcea un pic, nu? Să încep să mă adaug și niște din astea. Da, dar cred că necesită un pic de studiu, adică și atenție. Adevărat. Ziua aia trebuie să fac. Sunt chestii care țin de detalii. Da, nu, e complicat. De detalii. Asta cu piciorul drept în față, cu scara, cu pisica, da, cu pisica clasice. Pisica neagră în poartă noroc. Înainte de admiterea la facultate mi-a trecut o pisică neagră strada. Chiar în fața facultății, acolo mi-a traversat-o și am făcut știi? Pace așa un pic. Nea Vasile de la un ATC și-a cumpărat acum câțiva ani o pușcă și împușcat toate pisicile pe o rază de 2 km pentru viitorii studenți. Glumesc, îți dai seama, dar asta ar fi o chestie, știi? Să se facă, știu, unul care ajunge el rector acolo și zice, bă, deci trebuie să eliminăm pisicile pe o rază, știi? Și Nea Vasile vânând pe mătăsar pisici negre, adică o chestie de genul ăsta. Eu sunt pisicăreasă mare. Ești pisicăreasă, da, păi da. Salvez toate orătăni. Deși ai, nu ai pisică? Trei, normal, deci trei au pisică. Nu te rezuma niciodată la unul. Ia, trei. Da, am superstiția. Vrei de unde vin superstițiile, Antonia? Din nesiguranță. Din nesiguranță. Da, ne place să ne agățăm de... Dacă nu putem noi, ne agățăm de niște chestii exterioare. Ăla sigur funcționează. Da, funcționează. Da, știu ce zici. E ca aia cu amuleta, cu brățara norocoasă, cu... Da. Tricou de casting, am auzit-o și pe asta, mi-a plăcut maxim, am un tricou de casting, n-am, dar mi-a plăcea. N-ai tricou care trebuie, știi? Asta e fabulos, tricou de casting. Nu vă spuneți, aveți și tricou de casting la intrare, știi, să intre pe aia. Te duci la casting și nu, aveți un tricou bun de casting? Eu n-am, dar aș vrea un tricou bun ca să dau castingul cu el. The hell, dar într-adevăr, nesiguranță. Și îmi plac foarte mult tradițiile, care nu cred că intră la aceeași... Da, tradițiile cumva ne dau o apartenență la un tot.
din punctul meu de vedere. Adică, na, cum sunt și astea legate de Crăciun și de sărbătorile ortodoxe, care, știi cum e, sărbătorile ortodoxe e doar un pretext pentru a respecta tradiția de multe ori, pentru că ne place tradiția, tradiția meselor în familie, nu? Că e tot o tradiție. E importantă, creează conexiuni, știi? Adică te face să simți că aparții. De-aia nu e o superstiție, cumva. Superstiție e ce face în Abdal, știi? Nu le bag în aceeași oală, dar îmi plac. Adică și țin foarte mult la... la a-i lua pe copiii mei părtași, la, de exemplu, ziua de împreajma Crăciunului sau Paștelui, să mergem la cimitir. Țin să știe unde, unde le sunt îngropați strămoșii. Da. Nu cred în chestia asta în care mergi foarte des sau faci obsesie. Da, da, da. Cred că e necesar să ai conexiunea. Să le aduci un mulțumesc din când în când. Da, pentru că e rădăcina. E rădăcina, nu ești născut acum din nimic, vii de undeva. Da. Eu am observat că am chestia asta și cred că o am de mic, apropo de cu cimitirul și așa, cu mersul și cu strămoșii. Neamul meu pe partea mamei e unul foarte extins și atunci îți dai seama că sunt și foarte multe rădăcini. Aveam o liniște aparte, copil fiind, acolo, da. Mergând și văzând un mormânt și văzând o cruce și știind că acolo... Știi, ca un memento mori, acolo sunt oameni care au fost vii și datorită cărora exist și eu. Da, care au luat o decizie. Da, o decizie. O fracțiune de secundă în viața lor. Exact. Ca tu să... Să existi. Da. Știi? Și asta cumva contează. Și am observat-o pe urmă ulterior că o simt, adică senzația aia o simt când... uite, de exemplu, mi s-a întâmplat să văd mormântul lui Tchaikovsky. Efectiv, mormântul Tchaikovsky este în același perimetru cu mormântul lui Dostoevski. Știi, sunt îngropați, Dostoevski e singurul scriitor rus îngropat la Petersburg. Ceilalți sunt cică toți îngropați la Moscova, unde eu n-am fost. Și eu mersesem în special să văd mormintele compozitorilor, că e Glinka, Mussorgsky, Tchaikovsky sunt cimitirul din Petersburg. Și lângă era și al lui Dostoevski, știi, și aveam senzația că am intrat într-o sală, deci îți jur, aia a fost senzația, în care erau și ei. Și că împart un aer pe care îl respiră și oasele lor în continuare. Și nu o să uit niciodată momentul. Și am un respect pentru că în aceeași măsură în care strămoșii mei mi-au dat ființa care sunt, și ei mi-au dat ființa spirituală interior, care sunt. Da. Au contribuit prin arta lor. Absolut. Și chestia, la cine am ajuns și eu să fiu. Da. Și e un respect fabulos. Da. Dar da, uite unde am ajuns. Da. Antonia, ce talent ai fi vrut să ai și nu ai? Să cânt. Hai, lasă-mă! De ce zici așa? Pe cuvânt. Cum? Da, mi-aș fi dorit să cânt profesionist, să cânt... Să am studii. Să cânt până la nivelul ăla, nu doar o dulce sentiment. Da, da. Să nu mai intre copiii, hai mama, gata. Să zică mama, am înțeles, mama, am înregistrat, te-am pus pe TikTok, super, știi? Da, 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 știu ce zici. Să cânti. Să înțeleg cum iese glasul, cum îl... Pentru mine este un mister. Da, știu ce zici. E punctul ăla pe care îl admirăm de fiecare dată când ne topește cineva care cântă. Da. Când își modulează vocea. Când... Eu ascult multă operă, bunica mea, de care spuneam, nemțoaică și care... Mi-am deschis ochii spre și plăcerea spre a asculta operă. Și nu înțeleg cum este. Nu înțeleg cum au... Sunt unii oameni care au miere în gât. Da, efectiv, da. Te înalță. Efectiv, deschid încă o atmosferă pentru pământ. Din punctul meu de vedere, când aud o voce din asta care mă... E o altă atmosferă. Se creează încă un mediu, încă un ecosistem prin vocile astea. Da, dar te înțeleg. Da, uite, este mă umple de o bucurie și de o... Mă încarcă. Te încarcă, da, exact. Muzica bună și un glas frumos. Ai colecționat vreodată ceva? Nu. N-am avut colecție. Am încercat de multe ori, dar n-am...
la jumătatea drumului, nu? Da, că e un microb și asta, adică e o chestie. No. Colecționarii au un ceva. În schimb, l-am ajutat pe fiul meu să facă colecții, da? Ce colecții? Că mi s-a părut important să ai colecții și dacă n-am fost capabilă să o duc la capăt. Păi, diverse, e în funcție de vârstă. De la împărtut, da, de la cred. Spider-Man, la mașinuțe, nu știu de care, mici. Așa. Tot felul de plușuri care se trebuiau să aibă aceeași dimensiune. Acum a trecut pe timbre, monede. Mm-hmm. Zona asta, da. Antonia, TikTok sau nu TikTok? Clintok. Am descoperit în vreo două zile. Clintok. Este o zonă a TikTok-ului. Unde niște doamne îți arată cum fac curat la ele în casă. Fabulos. Te calmează, nu? Ca să nu faci tu curat. Baba din mine. Da, clar. Jesus, Clintok. Exact asta e gândul. Așa o să fac și eu. Fac fetele astea. Așa o să fac și eu curat. Nu, TikTok cred că trebuie să rămână așa la un nivel de guilty pleasure. Da. Pe ascuns. Da, exact ca ciocolățica. Da, nu trebuie să știe nimeni, toată lumea o face, dar... Just. Oh, Doamne, așa e. Urmărești ceva sau pe cineva pe YouTube? Ai vreo... Da, YouTube. Nu, urmăresc niște podcast-uri. Mind Architect. Mind Architect. Bucnici, da. Antonia, ai scriitori pe care îi preferi? Dostoevski, desigur, este unul dintre preferați și Marquez. Gabriel García Márquez rămâne pentru mine, nu mă mai aud? Ba da, ai vorbit puțin mai încet și fii mai departe de microfon, ai senzația că nu te mai auzi. Rămâne... Marquez, da. E the shit. Puneți mă mâna și citiți Marquez, dar luați-o și voi progresiv, nu vă aruncați la cele mai groase. Dar luați-o progresiv, nu? Că și la Dostoevski cred că e aceeași problemă. Mulți renunță la Dostoevski pentru că se apucă de demoni sau de idiotul. Spre maturitate, adică am avut mulți ani de încercări și de tatonări ca să... Da, am citit o vreme în facultate, după aia mi-am dat seama că trebuie să le reiau, că nu... Da, aveam 18 ani, 19, 20, eram mintea în alte. Te cred. Uite, doamna Amalia Ciolan mi-a zis aici la emisiune că nu lasă să treacă un an fără să citească Dostoevski. Deci... E genul, fac pelerinaj la Dostoevski. Mi se pare că e genul ăla de... ca Cehov, pe care de câte ori îl citești, de atâtea ori descoperi ceva nou. Altceva. Totuși cu tot altceva. Apropo de cei care își pun întrebarea de ce se montează Cehov, mergeți și vedeți. Și pe urmă o să vă răspundeți singuri. Jur chestia asta. Există, știi, oamenii care nu sunt în breazlă și mă întreabă uneori, dar nu aveți alte piese? Tot timpul, numai trei surori, iară Pescărușul, iară Cehov, iară Unchiul Vanea. Dar tu te și vezi. Vezi două reprezentații diferite, alte distribuții cu Unchiul Vanea. Două, trei surori. Nu te duce doar la una, du-te la două. Du-te la un trei surori făcut acum, recent, de Afrim la Teatrul Național și mă bucură imaginile pe care le-am văzut cu creația lui și du-te la un trei surori făcut în altă parte și atunci o să înțelegi de ce Cehov și de ce o să rămână Cehov încă mii de ani de acum încolo. Inevitabil, chiar dacă o să stăm pe Pluto sau o să zburăm în spațiu interstelar, Cehov. Da. E ceva ce nu poți pune în cuvinte. Pentru că vorbeam de curând cu cineva despre monologul lui Astrov din Unchiul Vanea, când povestește despre hărți, despre păduri. Aici au fost păduri, nu știu care. E foarte greu să le redai și să spui despre ceva. E, și totuși, în monologul ăla găsești atâtea lumi. Așa e. Atâtea lumi dispărute. Așa e. Și este în continuu, nu numai de actualitate, apropo, din punct de vedere economic și social, cât de actual este, dar este de actualitate spirituală. Pentru că acel om, acel medic care se chinuie atâta, are timp și sufletul lui atât de mare încât să se preocupe de așa ceva, de un detaliu cartografic care ia timp, mă, să faci hărți progresive, dar ce se întâmplă acolo, știi, efectiv fizic, concret, dincolo de vreo lume spirituală, timpul investit în iubirea aia a lui, știi? Și din dorința de a descoperi de ce a fost acolo înainte, să calci tu cu piciorul pe pământul ăla, ce a fost înaintea ta, cine a călcat înaintea ta? Da, corect. Ce oameni au trăit, ce oameni au iubit acolo, ce povești s-au trăit acolo. De aia ne fascinează. Așa e.
Ce desen animat te-a marcat? Mai ții tu minte? Leuțul alb? Nu. What is leuțul era alb? Era un desen, cred că aveam vreo 3 ani. Cred că leuțul alb îi spuneam. Care se dădea, cum se dădeau desenele pe vremea noastră, 10 minute, nu mai știu, înainte sau după jurnal. Da, da. Și la un moment dat, leuțului moare mama și el ajunge pe un vas, îl ia un circ, mă rog. Fel de Pinocchio / Bambi. Am flash-uri, așa, am imagini, nu mai știu povestea întreagă, și o vede pe mama lui din stele, contur. Și plânge pe vas, da, pe el îl salvase cineva și îl ducea într-o grădină zoologică. Am zis că mor la leuțul alb. Nu mai știa mama, tata, bunica mea. Cum să facă cu tine? Cum să mă oprească? Da. Ani de zile m-a bântuit imaginea aia. Leuțul cu leoaica în stele. Leuțul care a rămas singur și era noapte și... Că tot suntem aici. Întrebarea următoare, Antonia. Ce e moarte? Nu cred că e ceva înspăimântător. Cred că ne înspăimântă că nu înțelegem. Și tot ce e de neînțeles pentru noi este... Ne înspăimântă. Ne înspăimântă. Dar nu cred că e ceva... înfricoșător. Cred că o să avem o surpriză. Cred că moartea doare pentru cei care rămân. Adică nu cred. Da. Cei care rămân și constată golul. Golul și ei o interpretează ca fiind groaznic. Mm-hmm. Cred că cel care se duce e în păcat și sunt convinsă că e o lume mai bună. Mm-hmm. Sunt convinsă. Antonia, ce miros te bucură cel mai mult? De iarnă. Știi, prin noiembrie când salbește cerul și știi că vine și e un aer tare, de ustură pe nări, ăla. E tare, e puternic, e proaspăt. E prezent, e viu. Da. Parcă te și trezești un pic. Îți dă două palme, nu? Da. Și te... Și lumina aia de noapte, e noapte și cerul albicios. Albicios, lăptos, și știi că a doua zi ninge. Sau noaptea aia o să ningă. Iuțeala aia îmi place. Iuțeala. Cum te simți, Antonia? Acum? Da. Foarte bine. Avem o încălzire. Gata, mă trimiți acasă. Da. Gata. Da, o să mai venim. O să mai vorbim. Tare bine mi-a părut. Da? Da, m-am simțit tare bine. Ce mă bucur. Te-am zis că eu mă încălzesc. Da, dacă te încălzești mai greu, dar după aia, da, e bine. Îți mulțumesc mult de tot că ai venit. Eu îți mulțumesc și mă bucur. Și mă bucur foarte mult că faci asta. Mi se pare atât de frumos. Cine se aștepta, dacă nu era pandemia? Atât de frumos, mi se pare. Mă bucur mult de tot că ai fost. Îți mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc și vouă, oricând vă veți uita la această emisiune, poate în 2075, poate în anul 4203, când internetul va fi o pâclă deasă la care aveți acces acum. Vă pup pe toți și data viitoare, când vine iarna, aduceți-vă aminte că am vorbit despre mirosul ăla rece. Mulțumesc mult! Pa, pa!